organizatori sono un prestito, l'associazione medica, io ne comunico un po' prestito, ma è un problema moderno che mi sono dire mâine aveți emisiune. Mâine aveți emisiune. Atunci puteți vorbi, domnule. Mâine este un mare eveniment cultural, într-adevăr, și eu mă cer cu TVR-ul de 200 de oameni. Ca să vedeți cum se lucrează la TVR. Acum două sezoane mi-au zis, știi, pe 8 mai, 9 mai, nu mai emisiune, pentru că avem gala premiilor unite. La Oradea, da. Și zic, ok, de ce dăm gala premiilor Uniter în prime time, când noi trebuie să ne luăm bani? Gala premiilor Uniter, ca să înțelegeți, face 0,3 audiență. Deci nu face audiență. Și zic, ok, noi avem această misiune, trebuie să facem educație, trebuie să facem... O facem cu această gală, dacă nu se uită nimeni la ea. Și cine organizează gala? Suntem și noi acolo, da. Haideți să facem interesant. Haideți să mergem cu gala asta și să le propunem, bă, facem mosca. Bă, deci aducem un prezentator senzațional care să facă un stand-up de la cap la coadă, care să dea niște premii, să punem niște bani, să punem publicul la treabă, să voteze, da? Și să facem gala, bă, când zici gala premiilor Uniter, să zică, bă, eu mă uit aici și facem 20%. Așa facem educație, așa facem misiune publică. Dar nu vrea caramitul. Nu cu 0,3. Și după aia, după ce o dăm, zicem, frate, am făcut pădrea, nu s-a uitat nimeni. Dacă nu se uită nimeni la ea, ce cultură facem? Și ei nu înțeleg asta. Și mi-au spus, uite, îți promitem că la mamă, pentru că pe mine mă deranjează. Știți cât de greu revin după o zi de pauză cu emisiunea? Știți că omul își pierde reflexul, pentru că dacă nu te-a văzut aseară, de există o oameni, uitați doar pe comentariile pe Facebook. Nu o să vadă luni emisiunea și marțul să am eu inbox-ul plin și o să zică, aha, m-a dat afară. Dar pe TVR2 nu se poate transmite? Vă asigur că se poate transmite pe TVR2, unde atrage aceeași audiență. Pentru că publicul galelor Uniter, la fel ca publicul galelor, a mai fost o gală la fel care ne-a dat la 12:30 pe emisiune, opere, nu, ceva cu opera. Nu, s-au premiat cei cu opera, ok, e perfect, e senzațional. Acolo puteam să facem un spectacol, probabil că puteam să facem un spectacol foarte bun. Aduceai cu invitat de afară, cântau unii, făceai ceva, băgai niște bani și scoteai niște bani. Băgai niște bani, făceai audiență și scoteai acele cheltuieli. Rețeta e simplă, ăștia nu vor să audă. Nu vor să audă de așa ceva. Și mi-am promis anul trecut o să o mutăm. O să o mutăm, o să o punem la 6, o facem de la 6 la 8. Corect, că tu transmiți. Bă, nu-i spui tu celui care transmite meciurile de fotbal, da? Nu te duci la el și îi zici, Bogule, eu joc la 9. Eu nu, adică valoarea mea nu permite să joc la 7. Și ăla cu televiziunea îmi zice, bă, vrei bani? Joci la 3 după amiază, că așa vreau eu. Și ăia joacă la 3 după masă, cu 4, își dă grade, pentru că asta înseamnă drepturi de televizare, bani și așa mai departe, că salariile jucătorilor din Liga 1 sunt plătite exclusiv de televiziune. Gata, nu, altceva nu mai e, mai bagă și o grămadă de bani în buzunar ăștia. Așa că nu poți așa, bă, ce vreți, gala premiilor Uniter, ok, bă, ori o facem cum vreți voi, dar o dăm la 5, ori o facem cum vrem noi și vă dăm și niște bani pentru asta din ce casă și o facem așa cum trebuie. Da? Deci, asta trebuie să fie. Și ați refuzat să fie la altă oră? Cum? Ați refuzat să fie la altă oră? Emisiunea mea? Nu, gala ăștia startiști sunt din și gala se duce până undeva la 12:30 conform sfert. Acolo se termină. Ori eu, dacă aș face emisiune la 1 dimineața, nu mai are sens să fac emisiune. Și atunci mi-am zis, poate am scos. Mai mult decât atât de marți, pentru că e campanie electorală, încât la 23:05. Până la finalul contractului. Mai avem până pe 30 iunie, ca să răspund, și până pe 30 iunie contractul TVR-ul. Și din punctul meu de vedere, la cum stau lucrurile acum, nu vom putea continua aici sub nicio formă. Și asta o spun așa ca un verdict pe care l-am pus în ultimele două luni, am stat analizat toate posibilitățile. Doamna Monica Piuco, care probabil va fi, nu știu dacă va fi confirmată mâine în Parlament, eu zic că e un mare pericol pentru TVR să fie confirmată. E clujanca, atenție. Da, și ce, da, persoana, însă dânsa a spus că marea greșeală a televiziunii publice a fost că s-a luat la întrecere
pentru audiență cu televiziune comercială. Păi, în momentul ăsta nu mai pot să mă asociez cu cineva, adică eu nu mai pot să stau într-un loc unde mi se spune, bă, știi ce, trebuie să facem ce vreau, frate, de mâine. Doar așa ne îndeplinim misiunea publică. Nu putem să facem asta. Mai mult decât atât, dânsa este reprezentanta angajaților din TVR. În primul rând, este o imbecilitate să ai angajați cu drept de vot în Consiliul de Administrație. Din punctul meu de vedere, pentru orice firmă de planeta asta, asta este anormal. Nu se poate așa ceva. Poți să ai reprezentant al oamenilor care să vină și să aibă un vot consultativ. Să ai... Bă, dar cum să iei decizii cu sindicatul în Consiliul de Administrație? Amestești lucrurile, mă, frate. Nu e normal. Ăla în CEA trebuie să decidă. Bă, misiune publică, profit și așa mai departe. Toate astea nu se întâmplă cu ce vrea angajatul. Că angajatul te ferește dintre doi oameni care înclină balanța în CEA. Care înclină balanța în CEA. Sunt 13 membri, doi sunt reprezentanții angajaților. Ăia votează ce vor ei. Ori angajatul TVR vrea să stea și să primească bani. Iar oamenii ăștia reprezintă interesele. Păi dacă eu pun un PDG care e reprezentantul acestor angajați, credeți că ăla se va duce a doua zi și va spune, știți ce, bă, băieți, uite, eu m-am gândit pe 1500 de explicații. Păi e o mare, o mare pasta sărată, acum în sigur. Da? Deci nu poți să faci așa ceva. Iar ea a promis creșteri de salarii. Creșteri de salarii. Și, da? Tot dacă nu. Deci, domnule, noi creștem salariul. Normal, nu am mai niciun fel de problemă. Nu poți să faci așa ceva. Drept pentru care eu nu cred că putem sta la TVR. Adică sunt sigur în acest moment că noi nu mai putem sta la televiziunea. Ați început să negociați cu altcineva. Și acum întreb așa, să zică toată lumea într-un jas, unde credeți că ar trebui să facă? La Digi. La Digi, la ceva? Cineva care are internațional. Înapoi la RTV. La? Înapoi la RTV. Nu, nu, nu. Ei, la RTV. La televiziunea dumneavoastră. Și să fie de la Bucur și să fie. Hai să facem așa. Deci, televiziunea, așa cum v-a explicat și pe Dejor mai devreme, am auzit, l-am prins eu, televiziunea, la momentul ăsta, este cea mai importantă platformă. Da? Ia, dacă facem un cadru pe audiențe, la Starea Nației se uită pe ediție, la edițiile unde noi intrăm de la 12 noaptea, unde ne lasă și până noi cu cinema, așa, măcar la 0,5, la, să nu mai plec de la 0. Sunt aproape 1 milion de oameni care se uită la emisiunea direct și la reluarea de doua zi. Reluare care, atenție, face peste tot show-ul de seară de la TVR. Reluarea de la 9. Reluarea noastră de la 9 face peste tot show-ul de seară. Eu m-aș arăta de tot. Deci eu dacă dimineața când sunt desene animate peste tot așa, o emisiune ar face în reluare mai mult decât fac eu seara pe postul meu, mă duc direct pe drum și zic și gata, s-a terminat. Talk show-ul cu mine, ați văzut cum ne-ai lucrat, ce marții ai încă o fată, nu știu, avem singurul care ne lasă ok, a venit acum Bihanul înapoi și el face aia între mine și rog, să cea de acolo și e ok că are un public și ne lasă. E, după Mihai de pildă, noi avem 1 milion de oameni care se uită la noi. Eu nu pot să fac cu televiziunea mea, cum a făcut domnul Ducescu, de la... Nu pot să aduc 1 milion de oameni pe nicio platformă. Nu am cum. Nu există. Pentru că televiziunea, în acest moment, e singura care îți oferă această audiență. Da? Eu, dacă nu aveam această audiență, poate după 2 luni plecam de la TVR, imediat că oamenii ziceau că nu faci nici audiență de aici, de la noi, de la TVR. Deci, avea